Alexandru Popovici, antrenorul principal al echipei Mușcelul, este pe punctul de a forma din nou o mare echipă la Câmpul Lung. După ce a reușit să păstreze marea majoritate a jucătorilor și pentru a doua parte a campionatului, excepție fiind Ionuț Burne a transferat la Concordia Chiajna, tehnicianul Mușcelean a reușit cu bani puțini să aducă la echipă jucătorii de care avea nevoie. Alături de Andrei Păun și Ion Ionuț, jucători transferați în urmă cu o săptămână, Alexandru Popovici este foarte aproape de a obține semnătura mijlocașului Andrei Panait, un adevărat număr 10, jucătorul care a lipsit atât de mult echipei în prima parte a campionatului. Andrei Panait este un produs 100% al școlii de fotbal din Pitești, fotbalistul în vârstă de 25 de ani, fiind unul dintre titularii echipei FC Argeș în perioada 2007-2010. Andrei Panait a suferit din păcate în vara anului 2010, pe când îmbrăca tricoul alb-violet într-un joc cu UTA din prima etapă a ligii a doua, o accidentare destul de gravă, ruptură de ligamente încrucișate și ruptură de menisc. Perioada de refacere după accidentare a jucătorului a durat ceva vreme, iar Panait nu a mai avut evoluțiile din trecut când prin jocul lui în linia de mijloc a piteștenilor încânta publicul spectator și a fost împrumutat pe la diverse echipe din județ. Andrei Panait a jucat ultima oară în sezonul 2013-2014 pentru CS Mioveni în Liga a doua, pentru ca noul antrenor al galben-verzilor Claudiu Nicolescu să renunțe la serviciile lui în vara anului trecut. Mijlocașul aflat sub contract cu echipa din Mioveni la vremea respectivă a fost trimis la SCM Argeșul Pitej la Liga a treia, însă a refuzat și a semnat cu farul Constanța. Din păcate pentru Panait, acesta s-a aflat la a doua semnătură cu un club de fotbal în decurs de un sezon, iar conform noilor norme de la Liga Profesionistă de Fotbal, jucătorul a fost acuzat de dublă semnătură fiind suspendat. Andrei Panait vine la câmpul lung din postura de jucător liber de contract, iar în regimentarea lui la echipa Mușcelul ar fi o mare realizare. Până sâmbătă când Mușcelul va pleca în cantonament la Voina, Panait va da un răspuns exact conducerii echipei cu privire la un posibil transfer al lui la echipa mușceleană.